Maria Cărneci a fost invitată, recent în cadrul unei emisiuni, unde a vorbit despre tragediile care au marcat-o în ultimii ani. Interpretat de muzică populară și-a pierdut soțul în 2019, după ce Romulus Petrescu a fost răpus de o boală nemiloasă și spune că suferința și dorul se amplifică de la zi la zi. Artista își găsește alinarea lângă nepoatele ei și nu-și imaginează viața lângă un alt partener, cu care să poată trăi adevărata iubire. Amintim faptul că Maria și regretatul ei soț, Romulus Petrescu, au trăit o poveste de dragoste timp de două decenii. Cei doi au avut un singur fiu, pe Eduard Petrescu, care este căsătorit și are două fiice. În 2019, partenerul interpretei de muzică populară s-a stins din viață, fiind răpus de cancer de colon. Ultimii ani au fost greu încercați pentru artistă, căci rând pe rând și-a pierdut doi frați, tatăl, Socri, apoi marea iubire. Maria Cârneci suferă cumplit de dorul soțului ei, la patru ani de la decesul lui Romulus Petrescu. Interpretat de muzică populară spune că nu și-a pierdut numai partenerul de viață, ci și cel mai bun prieten, iar acum regretă că nu și-a întemeiat o familie mai numeroasă.